Vă salutăm, prieteni! După cum știți, lucrăm cu drag și spor la mașina noastră de proiect, acest BMW E92. Deja am început să-l modificăm, am făcut câteva modificări substanțiale care i-a schimbat complet forma. Totul a ieșit perfect până aici. Continuăm cu proiectul și astăzi hai să vedem ce o să facem. Și de data aceasta vom continua să lucrăm pe interior, da, vedeți cum arată zona, am dat jos trimurile pentru colantare, interiorul tot este dat jos. Probabil o să schimbăm și pe acesta. Da, și aici avem trimul cel mai mare, o să-l înfoliem în carbon. Acestea sunt trimurile de interior care vor veni îmbrăcate în carbon. Și gata, prieteni, am înfoliat toate trimurile. Priviți cum au ieșit, cam așa arată. Ne-am străduit cât am putut de bine să iasă perfect și se pare că am reușit. Bun, și a venit navigația. O să punem și un Navi nouă pe BMW-ul nostru. Hai să vedem despre ce este vorba. Să prezentăm un pic navigația. Modulul principal arată cam așa. Aici avem o parte din aluminiu turnată, frumos, rezistentă, sau cel puțin așa pare. Aici avem un bracket de montaj pentru navigație, da, vine prins acolo, vedem imediat ce și cum. Aici avem butonul central, da, asta este fittingul lui acolo în consola din mașină, ceva de genul va arăta pus acolo și prins în consolă în loc la trimul pe care îl avem acolo. Avem aici o antenă GPS, așa arată, niște cabluri, un auxiliar cu două RCA-uri la un jack de 3.5, un prelungitor de cablu USB, de fapt două cabluri USB, care putem să le ducem în diferite părți ale mașinii, nu știu dacă le vom folosi, dar le avem și pe astea. Avem trimul acesta pentru navigație. Navigația vine ceva de genul băgat în trim. Deci așa ceva arată, bine băgată până la zona de fixare, nu o să o bag acum fiindcă e mai greu de scos, da? Deci ceva de genul va arăta, dar după ce va intra cât trebuie, da? Se va alinea frumos la dun și totul va fi ok, să sperăm. Bun, ce mai avem? Cablajul. Avem firul care merge în unitate, avem ceva ieșiri, 12V, antenă, camere și așa mai departe. Avem o cutie de siguranță aici, ceva filtru. Și aici avem cei doi conectori care se conectează la mașină, da? Vedem care dintre ei se potrivesc. Și aici avem încă două chestii, RCA-ul, probabil ceva monitoare externe, dacă vrem să mai punem. Ok, și cel mai important lucru, fără de care nu putem să punem navigația, este acest template, da? Asta se pun pe bord, zice, se alinează la fiecare gură de aerisire și așa mai departe.
Și aici avem un cutting template, pe ăsta trebuie să tăiem cum merge linia roșie, da? Vedem cum ne descurcăm. Bun, să-i dăm drumul. Să facem o probă de sunet, să vedem cum se aude. Cablajul se conectează în felul următor. O mufă se duce în unitatea veche, da, de unde ne vom lega de amplificator și de ce mai trebuie să ne legăm de acolo, control, volum și așa mai departe. O mufă merge la firele mașinii, care ies înspre boxe, vedem aici boxele și alte conexiuni, putere, da, vedem firul de masă, firul de accesorii și firul de 12 permanent și mai are ceva firuțe pe aici. Bun. Și ultima mufă va merge la unitate, sus, așa ceva. Mufa pentru control, pentru unitate de control care va veni aici montată, da, pentru butoane astea, trebuie să ducem cumva pierdut pe aici ca să ajungă firul aici la
unitate și acest capăt trebuie să ajungă sus, care vine împerecheat cu capătul acesta. Și până aici totul este ok. Urmează să montăm trimurile colantate la loc, colantate în carbon, vă rog frumos. Și uitați-vă aici, butonul de start stop a venit pe roșu. O probă de sunet, prieteni, să vedem cum se aude.